expoziția aceasta, care este un nucleu de pictură sevastre, selectată de cel mai iubit dintre discipolii săi, anume Mihai Sârbulescu. Mihai a făcut o selecție radicală, alegând din perioada de vârf acele lucrări care ilustrează preocupările maestrului său și în același timp marile teme ale operei sale. În fond, preocupările și toate temele vizează construcția și culoarea. Construcția în culoare, geometria în culoare, capacitatea culorii de a exprima idei, bucurii, contemplări prin forme geometrice. Unde își are rădăcina această orientare specială a lui Sevastre? Pe de o parte, îl descoperă la un moment dat pe Johannes Eaton și teoria lui asupra culorilor și începe să facă din aceasta o programă analitică pentru liceul în care preda, în sensul că vine și conceptualizează, de fapt, programa analitică și îi ajută pe elevi să-și conceptualizeze limbajul. Pe măsură ce preda, Sevastre însuși, cred că aplică aceste concepte în propria lui pictură. Despre Ștefan Sevastre pot să spun doar atât. Dacă poți să faci, să zic așa, un clasament, cu toate că este puțin pretențios folosit cuvântul clasament, Ștefan Sevastre cred că a fost cel mai important profesor de la Liceul Tonița și profesor la rândul lui unor mulți artiști care astăzi se află cu foarte multe prețuire și cu foarte mult merit în galeria pictorilor determinanți ai artei românești contemporane. Este foarte, foarte important de spus. A făcut expoziția Geometrie și sensibilitate. Geometrie exclude materia, spune el, dar nu exclude sensibilitatea. Era un artist de plin, adică foarte sensibil. Sevastre este acel dirijor care încearcă să orchestreze toată gama cromatică, care esențial, nu, are cele trei culori de bază, roșu, galbenul și albastru, din care derivă tot ceea ce vedem aici în jur. El exclude materia din pictură. Atunci când excluzi materia, se impune geometria. Atunci când excluzi materia, se dizolvă, dispare obiectul, rămâne planul și geometria, adică bucuria sunetului culorii.